Bună din nou! Cu niciun test fără funcții, bineînțeles, avem și noi propunerea de funcție pentru acest test. Fie funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal 1 minus radical din 2, totul multi cu x plus radical din 2. Prima cerință este află media aritmetică a numerelor f de 0 și f de 2. Ne reamintim? Formula mediei aritmetice, suma numerelor împărțită la numărul lor. Noi avem două numere care vor fi rezultatele calculelor funcțiilor f de 0 și f de 2 împărțite la 2. Haideți să calculăm aceste funcții. f de 0 înseamnă că înlocuim pe 0 unde găsim x și atunci avem 0 plus radical din 2, deci f de 0 este radical din 2. Și f de 2 vom avea 1 minus radical din 2, totul multiplicat cu 2 plus radical din 2. Facem suma lor și împărțim la 2. Deci, radical din 2 plus 1 minus radical din 2, totul multiplicat cu 2 plus radical din 2, totul supra 2. Vom aduna radical din 2 plus radical din 2 și ne dă 2 radical din 2 plus 2 pe lângă 1 minus radical din 2 supra 2. Atenție, o greșeală frecvent întâlnită este să simplificăm repede 2 de aici cu 2, de la radical din 2 de la numărător, cu 2 de la numitor sau 2 chiar de aici din fața parantezei, vedem că avem și mulțire și zicem că simplificăm cu 2 de jos. Nu este corect pentru că aici avem o adunare, însă observăm că avem 2 în ambii termeni și atunci putem da un factor comun, 2 pe lângă, iar în paranteză ne rămâne radical din 2 plus ce rămâne lângă ce era lângă acest 2, adică plus 1 minus radical din 2, și închidem paranteza totul supra 2. Acum avem înmulțire 2 înmulțit cu un alt număr, rezultatul parantezei. Deci putem face simplificare 2 de la numărător cu 2 de la numitor, iar în paranteză mai avem uh, radical din 2 minus radical din 2, care ne va da 0 și le reducem. Așadar, media aritmetică a celor două funcții este egală cu 1. Mergem mai departe și la punctul B ni se cere să determinăm numerele raționale A și B dacă A mare de coordonate A radical din 2 și B este situat pe graficul funcției. Pentru ca un număr, un, un uh, punct, pardon, un punct M mare, P mare, A mare, ce uh, punct doriți voi să fie situat pe graficul funcției, un punct să aparțină graficului funcției, depinde de formulare, toate înseamnă același lucru, trebuie să calculăm f de abscisă egal ordonată. În exemplu nostru înseamnă că f de a radical din 2 să fie egal cu b. Și vom înlocui și noi în funcția noastră. În loc de x vom pune pe A radical din 2. Deci vom avea paranteză 1 minus radical din 2, închidem paranteza amțit cu A radical din 2, mai departe plus radical din 2, și am terminat de scris funcția, este egal cu B. Cal coordonata a, punctului A mare ce dorim să fie situat pe graficul funcției date. Haideți să calculăm. Aici avem o paranteză constrâng ca un număr irațional, mulți cu A mulții cu radical din 2 deci vom mulți radical din 2 pentru că mulțirea este comutativă mulțim radical din 2 cu această paranteză și obținem radical din 2 minus radical din 2, mulții cu radical din 2 înseamnă 2, minus 2 ghidem paranteza, mulți cu A iar pe acest radical din 2 că este singur, îl vom trece în partea dreaptă lângă B, B minus radical din 2 Înmulțim în partea stângă să desfințăm paranteza. Și vom avea A radical din 2 minus 2a egal B minus radical din 2. Și pentru a avea ă, aceeași ordine numărul irațional în partea stângă, putem să inversăm în partea dreaptă B cu minus radical din 2. Și obținem A radical din 2 minus 2a egal minus radical din 2 plus B atenție când inversăm numărul uh, se inversează cu semnul pe care îl are, iar semnul lui număr stă în fața lui, deci radical din 2 are semnul minus. Atunci când îl inversăm, punem minus radical din 2, iar cum B are semnul plus în față, vom scrie plus B. Bun. Pentru a afla cele două necunoscute a respectiv uh, B, vom egala numerele iraționale între ele, adică ce avem în partea stângă cu radical din 2, cu ce avem în partea dreaptă cu radical din 2, ceea ce înseamnă că a radical din 2 ar fi egal cu minus radical din 2. Putem împărți la radical din 2 sau putem face minus radical 2 împărți la radical din 2, facem împărțirea, obținem că a are valoarea minus 1. Apoi, minus 2a trebuie să fie egal cu b. Da? Numerele întregi cu numerele întregi. Și atunci, înlocuind pe a cu minus 1, vom obține minus 2 mulțit cu minus 1 este egal b. De unde aflăm și valoarea lui b egal 2. Aceasta a fost rezolvarea pe care v-am propus-o. Aceasta a fost funcția de la acest test. Așteptăm în continuare să descoperiți rezolvările propuse de noi pentru toate exercițiile acestui test. Nu uitați, uh, cheia succesului este să repetați, să învățați formulele și tot timpul să lucrați. Veți vedea la un moment dat că vi se vor părea asemănătoare, iar ideile, bineînțeles, că vor veni, se vor lega. Vă urăm succes și uh, în continuare. Încercăm să prezentăm și alte modele de teste. Succes la Învățat, Papa! Pa!